Stimați telespectatori, vă spunem bună ziua de aici, din studioul Media TV Cimișlia. Suntem la o emisiune, ora locală, și tema emisiunii este ajută-l să crească un mare, un copil în Cimișlia. Pentru a examina această temă, am invitat în studio pe Svetlana Gonciarova, specialist la Direcția de Învățământ Cimișlia, responsabilă pe educația timpurie. Bună ziua, doamna Gonciarova! Bună ziua! Și vom începe această discuție mai întâi de toate, trecând în revistă, să spunem așa, ce patrimoniu avem care servește micuții de la, nu știu dacă de la 0 până la 6 ani sau de la 2, o să ne spuneți dumneavoastră, și dacă micuții sunt dotați cu grădinițe, cu utilaj, cu material metodic, și care este tendința, care sunt problemele. Deci, vorbim astăzi despre educația timpurie, cea care se începe de acasă și apoi continuă la grădiniță. Baza educației unui om mare, cum spunem noi, să crească om mare la Cimișlia, să ajutăm acest copil. Deci, vă ofer cuvântul dumneavoastră să ne treceți în revistă aceste probleme. La moment, în raionul Cimișlia, activează 29 de instituții preșcolare și avem și 10 școli primare grădinițe. Adică vreau să spun că copiii de vârstă preșcolară sunt instituționalizați în grădinițe și în școli primare grădinițe. În total avem instituționalizați 2153 de copii de vârstă preșcolară de la 2 ani până la 7 ani. Nicătând la aceea că instituționalizarea obligatorie a copiilor este de la 5-7 ani, de la 3 ani copiii tot pot fi instituționalizați în grădinițe, adică până la 3 ani ca atare copilul șede cu mama acasă. Dar deoarece administrațiile publice locale au posibilitate să întrețină și copiii aceștia până la 3 ani în instituțiile preșcolare, sunt deschise și grupe pentru copiii mici, până la 3 ani. În ceea ce privește situația în instituțiile preșcolare în ultimii ani, desigur că a crescut și din punct de vedere și material, din punct de vedere și dezvoltarea profesională a educatorilor, deoarece începând cu anul 2006 a fost făcut primul pas în atenția instituțiilor preșcolare, a fost lansat proiectul Educație pentru Toți, inițiativă rapidă. Până ziua de azi, proiectul Parteneriatul Global pentru Educație este un succesor al proiectului Educație pentru Toți, inițiativă rapidă. La noi în raion acest proiect Educație pentru Toți, inițiative rapide, s-a început cu acela că au fost renovate, din acest proiect a fost renovată grădinița Foișor, care nu lucrase mulți ani până la momentul renovării, și a fost deschis un centru comunitar la satul Cenac, care de acum lucrează ca instituție preșcolară. Pe parcursul anilor 2006 până în prezent, grădinițele au fost dotate cu și material didactic, și literatură metodică pentru educatori, au fost dotate și cu materiale cum sunt măsuțe, scăunele, tot din ajutorul proiectelor. Calculatoare s-au dat în instituții preșcolare. În ultimii, iată, acum 2 ani, împreună cu Ministerul Educației lucrăm, s-au desfășurat 3 module de mentorat în tot raionul, în care au fost implicați toate cadrele didactice, au trecut prin niște formări în ajutor în creșterea lor profesională. Și mâine ne ducem, iată, la Chișinău, la 21 octombrie se fac totalurile la aceste activități.
ce putem spune? Au fost implicați toate cadrele didactice, niciun cadru didactic n-a trecut prin, adică să nu fie implicat în aceste cursuri, aceste formări, instruiri, da. S-au desfășurat în trei centre de mentorat, așa le numim noi, grădinița Ghiocel, grădinița Făt Frumos și grădinița Rândunica, care au fost dotate cu calculatoare, cu imprimante, cu toate materialele necesare pentru aceste instruiri. S-au grupat educatorii după așezarea localităților și din fiecare s-au format în 5 grupe, în 3 perioade. Am început în luna februarie, în luna mai și acum am terminat în luna septembrie, ultima formare la ultimul modul. Ce pot spune în privința acestui proiect, e destul de mare. Dacă s-a început de la cei că au fost renovate, revitalizate instituțiile preșcolare, mai întâi de toate a fost pus accentul la deschiderea instituțiilor preșcolare care n-au funcționat până la momentul acela, acum, ultimii ani, de acum se desfășoară instruirea educatorilor în toate domeniile. În lucru cu copiii mici, în lucru cu copiii cu cerințe educaționale speciale, fiecare modul s-a repartizat pe anumite teme. Au fost între educatori, a fost un schimb mare de experiență, că avem și educatori cu experiențe mai mari și avem educatori cu experiență mai mică, dar toate informațiile care au fost date la aceste instruiri au fost accesibile educatorilor, le-au fost interesante și le-au fost util. Da. Doamna Găcerova, să luăm pe rând. Deci ați spomenit dumneavoastră că la începutul proiectului, așa și se numește, deci Parteneriat Global pentru Educație Rapidă, da? Da. Așa. Educație pentru toți, inițiativă rapidă, da. Inițiativă rapidă, da. Deci este un proiect al Ministerului Educației. Ministerul Educației, gestionat de Banca Mondială și de reprezentanța UNICEF-ului. Așa. Și spuneați dumneavoastră că la început de cale, în acest proiect s-a adresat mai multă atenție localităților care nu dispuneau până atunci de grădinițe. Câte au fost în raionul Cimișlia? Și la moment, dacă mai sunt localități care nu au grădinițe sau poate nu au posibilități sau acum merge o perioadă de, se desfășoară o perioadă de restructurare într-un fel, de reorganizare. În majoritatea localităților din raionul Cimișlia sunt instituții preșcolare. Nu sunt instituții preșcolare, de exemplu, în Artimonovca, în Sagaidacu Nou, în aceste instituții, da, și nici nu au copii de vârstă preșcolară. Adică tân la ce e că copiii de la Artimonovca, de exemplu, pleacă în grădinița din satul Maximieni. Copiii din Sagaidacu Nou pleacă la grădinița de la Porumbrie. Adică putem spune că copiii care sunt de vârstă preșcolară, sigur că vârstă mai mare de 3 ani, sunt instituționalizați în grădinițele care sunt deschise în localitățile, deci, din apropiere. Nu rămâne în afară atenției dumneavoastră. Adică pregătirea către debutul școlar a copiilor de vârstă preșcolară este la 96% în raion, adică noi ne implicăm în pregătirea copiilor către școală. În raion cunoșteam că erau grădinițe de tip construite, frumoase. Într-un rând, aceste grădinițe au staționat chiar anii în șir. Apoi au fost renovate, au fost redeschise. Da. Ține minte perioada când era rând la grădiniță. Nu toți aveau posibilitatea de a da copiii. Apoi a fost o perioadă când nu avea cine frecventa grădinița. Acum am înțeles că iarăși sunt niște situații când în unele localități nu ajung locuri la grădiniță. Ne spuneți care este situația aceasta? Dacă începem de la orașul Cimișlia, da, noi avem locuri la grădiniță. Copiii care se adresează să fie înscriși în instituția preșcolară, nu sunt probleme, adică avem locuri destule pentru instituționalizarea copiilor de la 3 la 7 ani. În sate așa problemă nu este, deoarece copiii sunt puțini, locuri în grădinițe sunt și adică problema nu apare. Datorită proiectului s-au mai redeschis grupe în satele, că de exemplu Porumbrei chiar s-au deschis anul acesta încă o grupă de copii, care a dat posibilitatea să vii încă 20 de copii la grădiniță.
S-a preconizat anul acesta la grădinița din oraș Fet Frumos să se mai deschidă o grupă, tot care ori frevecta încă 20 de copii din oraș. Ce putem spune că în, este necesar de mai multe locuri pentru grupele mici. Adică mamele doresc să deie copii chiar și mai devreme de 3 ani în instituție preșcolară. De unde îți vezi semnul vostru? Cum v-ați spus? În Dola. În Dola? De pe stren. Dar în cărțurii ea făceam desenat. Acolo, de poliță. Și ce flori am mai desenat noi? Lalea. Lalea, așa. Și în piept ce purtăm? Mărțișor. Mărțișor. Dar mămici, ce flori ce le dăruim? Lalea. Lalea, încă. Încă, ce floricele? Mărțișor. Din floricele, din floricele de primăvară, care-i dăruim, mămici? Margarete. Margarete, încă? Ne mulțumim! Că astăzi în vizită la noi la grădinița Făt Frumos din comuna noastră a venit niște oaspeți mari, domnul prim-ministru Iurie Leancă. Iată, acesta este domnul Iurie Leancă. Ați auzit voi de dumneavoastră? Da! Unde ați auzit? La televizor! La televizor, da! Unde vă uitați? Da! Dar la ce vă uitați? La perete? La televizor! Așa, la televizor! Da! Faceți lecții aici? Da. Da? Da! Și anul ăsta să schimbăm ce acoperișul. Bine. Mobilele vă v-ați schimbat. Bine, simt voi, dar... Putem activa așa. Mulțumim cu mulțumim. Iar exterior. Exterior. Vreau să-mi spunem de ce mai este nevoie, pentru că domnul vicemin, să discutăm. Copii, o zi frumoasă vă doresc. La revedere! Mai vedem? Da! La grădiniță este cald, bine, învățăm, scriem. Uite-o mână la el, mă cheamă, uite ce am scris o mamă. Mai departe? Bine, pentru cine știe, scrie buchea pe hârtie, iată mă și iată a, mă pe ala, el îl cheamă, tot caietul scrie așa. Mama, 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 lasă mama mea să știe cât de mult mi-e dragă mie. Mă numesc Nadejda Antoci, sunt educatoare în grupa pregătitoare din satul, la grădinița Făt Frumos, satul Porumbrei. Grădinița noastră, o perioadă de mulți ani, din 95 până încoace, nu a activat din... Și s-au deteriorat și pereții și acoperișul. Cu ajutorul investițiilor din străinătate s-au făcut reparații capitale și în prezent avem 3 grupe de copii mixte, dar avem condiții bune pentru a activa. Este căldură, îndeajuns căldura, noi suntem conectați la biomasă. Vă spun sincer, căldură... Este în surplus, noi suntem nevoiți deseori să deschidem, să ne aresim mai des, fiindcă este foarte cald și foarte bine. Suntem hrăniți de 3 ori pe zi, mâncarea este gustoasă, este proaspătă. Am urmărit un reportaj din satul Porumbrei, de la grădinița de copii, o grădiniță destul de dotată, chiar ne-a plăcut și prestarea copiilor, dar și dotarea acestor grădinițe, știu, sălile de odihnă, de dormit, cele de educație, instruire. Această grădiniță a beneficiat de proiect? Da, a beneficiat și de proiect, dar și cu susținerea
administrații publice locale, mai găsit sponsori, am înțeles că din Germania, care le-au adus unele materiale pentru grădiniță și, adică, le-au făcut condiții bune, favorabile pentru instruirea copiilor. Dumneavoastră ați vorbit despre cadre. La o ședință raională, să spunem așa, de nivel raional, doamna directoare sau șeful direcției raionale învățământ ne-a spus că din totalul de educatori, care sunt femei, doar un singur educator este la Hârtop, un bărbat. Restul sunt numai femei. Da. Deci, nu vedeți dumneavoastră un impediment în această situație, fiindcă înțelegem că educația mai bine se primește la femei, dar credem noi că copiii au nevoie și de un glas de bărbat sau eu știu acolo ceva, fiindcă ei trebuie să ia exemplu. Astfel, toți băieții vor să seamene mamelor și cresc și pe urmă mai mult seamănă mamelor. Ar trebui și la tata să seamene. E o specifică educației preșcolare că mai mult femeile să se ocupe copiii mici. Tânărul care a venit anul acesta la Hârtop e tânăr specialist care a decis din motive familiare, personale, că să lucreze, să rămâie în sat, să lucreze în grădiniță. După spusele directoarei din grădiniță, au spus să îi privește bine, copiii îl ascultă și sunt atrași mai cu plăcere, vin la grădiniță. Iată, asta am vrut să aflu la dumneavoastră, deci este un plus când este un bărbat printre educatori, da. Printre... E mai rar, dar este. Avem și noi. Poate este un moment ca în cadrul acestui program să fie cumva și această latură, latura asta de gender, acum se examinează ca să fie cam la egal în toate domeniile. Și de data aceasta aici femeile chiar au luat întâietatea, da, prioritatea și bărbații nu sunt antrenați în instituțiile preșcolare. Acum să vorbim puțin despre instruire. Ați spus dumneavoastră că aveți câteva module. Da. Deci, ce fel de cadre aveți în preșcolare? Sunt cu colegii absolviți, sunt cu experiență de mulți ani, sunt cu, eu știu, cu facultăți, au cursul de astea de perfecționare, deci ne trebuie să ne revistăm. Cu părere de rău, adică, cum pot, sunt de diverse variante în, da, în cadrele didactice. Sunt cu studii medii speciale, sunt majoritatea. Cu studii superioare sunt mai puține. Cu părere de rău, avem și cei fără studii în genere pedagogice, dar mai sunt care și învață la secție fără frecvență, la pedagogie preșcolară. Ca atare, specialiști noi după studiile universitare, la noi în preșcolare vin foarte puțini. Chiar anul acesta a venit doi. Dar ne trebuie mai mulți. Dacă cât trebuie? Așa, statistică. Dacă luăm în considerentele acestea că pensionarii mâine pe mâine vor pleca, atunci avem nevoie la vreo 40% precis că spuneți că cadrele în... Să întinerească cadrele didactice din instituțiile preșcolare. Uh-huh. În sate, cred că e specificul satelor, că nu sunt oameni cu studii plecați din teritoriu și e foarte greu de găsit un educator, un redirector cu studiile respective. Dar iată, aceste instruiri care le faceți în cadrul programelor, proiectelor, ele adaugă cumva la calificarea educatorilor și le dă o posibilitate să avanseze și în salariu sau să în activitate? Toate formările acestea dau posibilitate la cadrele care au deja studii preșcolare, ori medii, ori studii superioare, la obținerea gradului didactic. Li se dă credite. Noi acum acumulăm credite pentru a acumula și gradul didactic. Dar, cu părere de rău, la cei care sunt fără studii, creditele se acumulează, dar ei nu au posibilitate să dea la grad didactic, dar oricum este un schimb de experiență, ei află ceva nou și în desfășurarea activităților și în modalitățile de lucru cu copiii. Asta e făcut mult cunoscut cu unele momente noi pentru dânșii. Că ei n-au drept să spun ori să nu spun, că nici la
instituții la perfecționare nu se duc, deoarece n-au studii pedagogice. Asta e. Dar avem mai puțini, dar oricum îi avem. Avem ce avem. Problema cadrelor e foarte importantă și dumneavoastră simțiți acest lucru, dar da, nu se rezolvă. Într-un an, doi, și pedagogii avem foarte multe lipse. Pe an, dacă vin 10-15 absolvenți de facultăți și care rămân până la urmă, 1-2. Da. Restul pleacă. Pleacă, da. Nu mai vorbim de educatori din grădinițele care sunt mai mici și sunt majoritatea, să spunem așa, prin sate, din satele raionului Cimișlia. În cadrul proiectului, ați menționat și dumneavoastră, o problemă cheie este dotarea cu materiale didactice, cu mobilier, cu jucării, cu terenuri de joacă. Iată să ne spuneți la acest capitol unde au fost mai multe investiții, unde mai bine a fost atitudinea, unde s-a folosit aceste, să spunem, dotări la maximum. Deci, poate sunt și probleme unde nu le pot folosi, poate undeva e stocată mobila și nu e pusă acțiune. În cadrul acestor proiecte, grădinițele au fost dotate, iată, chiar și 2 ani în urmă, au fost reeditate ghidurile pentru educatori, ca fiecare educator să aibă acest ghid, să nu fie unul în grădiniță ori două, dar să fie la fiecare educator. La fel s-au reeditat și standardele. Fiecare educator are și standardele educaționale și profesionale. S-au dat tare multă literatură artistică pentru copii. Chiar și 2 săptămâni în urmă, adică în luna septembrie, iarăși au primit câte un set de cărți pentru fiecare instituție preșcolare. Cărți foarte interesante, bune, accesibile și utile pentru cât pentru copii, cât și pentru educatori. Acum se mai pune, adică au câștigat din proiectul care a fost dat de Guvernul României, care să fie implementat, sperăm că pe curând, care să mai fie dotate cu terenuri de joacă, că la noi încă este problema dotării, că sunt foarte scumpe și nu fiecare poate și fiecare primărie nu poate și permite să dea atâția bani pentru aceste dotare. Proiectul, da, parteneriatului global, care ați spus dumneavoastră, da, Banca Mondială, UNICEF, Ministerul Educației, deci concret poate vă opriți la câteva grădinițe. Dacă luăm parteneritatul global, da, ce putem noi spune în privința asta? Nu? Care grădinițe au beneficiat? Toate grădinițele au fost și toate au fost dotate și cu material didactic pentru educatori, cât și pentru cărți, pentru copii, toate au fost dotate. Și cum au fost dotate? La numărul de copii? La numărul de copii, la numărul de grupe, da. Cu cât mai multe grupe, cu atâta mai multe materiale, adică au venit în grădiniță. La minister au fost date datele câți copii sunt, câte grupe sunt în localitatea dată și ministerul a decis ce dotări și câți le dea. Noi am dat numai lista, candidatura, ministerul a hotărât ce să le dea. Dar poate vă trebuia altceva decât v-a dat ministerul sau ce v-a dat... Noi suntem bucuroși de tot ce ne dau. Dar să vorbim ce vă trebuie, să spunem așa. Încă ne mai trebuie la instituțiile noastre preșcolare, ne trebuie o calculatoare. La oraș, la instituțiile de la oraș, de acum primăria a hotărât problema asta. Plus la aceea, încă datorită mentoratului, le se dau încă calculatoare la centrele de mentorat, este 3 grădinițe mari, unde s-au desfășurat aceste formări pentru ca să ne fie mai ușor în privința utilizării tehnicii. Dar sunt localități care n-au calculatoare, ori unica ce mai e, au ieșire din situație, se duc la școală și găsesc acolo calculator. Adică ca să avem acces la toate noutățile, informații noi și așa mai departe, fiecare grădiniță ar trebui să aibă un calculator cu toate necesare. Poate chiar și pentru copii. Asta vreau să întreb. Copiii până, da, la 7 ani mânuiesc calculatorul? Mânuiesc. Ei acasă se învață mai mult decât, mai mult decât la grădiniță. La grădiniță, dar avea calculator, ar putea și la grădiniță ajută educatorul. Să modeleze ceva, să, da,
Da, adică grădinițele unde este calculator, imprimant, ecrane, sunt multe filmuri găsesc educatorii care sunt interesante copiilor, le utilizează la activități, adică să fie o leacă mai interesante activitățile. Poate ar trebui în grădiniță să fie și niște televizoare, niște filme cu desene animate. Sunt diferite filme care și educă lucruri bune, nu numai de cele care, să spunem... Majoritatea grădinițelor televizoare au. Au televizor. Tot, fac proiecte ori... de film sau ceva, așa, da, au ceva. Aduc părinții discuri, aduc copiii singuri, sunt inițiatori la vizionarea unor filme, că ei cunosc filmuri pentru tânși mai mult decât maturii. Asta e, că să le oferim posibilitatea să vină la grădiniță cu plăcere, adică să nu spună că la grădiniță este totul vechi și doar venim acasă, putem apela la calculator sau la altceva. Și acum aș vrea să vă întreb, deci, într-un fel despre integrarea copiilor în școli, nu că în școli, dar în cei care cu nevoi speciale. Da, noi în modulurile acestea care am trecut la, în cadrul mentoratului, am avut o temă anume incluziunea copiilor, cu cerințe educaționale speciale, unde am instruit educatorii cum să lucreze cu copiii aceștia, chiar și cu părinții la copiii aceștia, cu colegii copiilor, cu cei maturi în cadrul integrării copiilor în societate. În societate, da. Nu, să spunem, dacă la noi, în raion, cam câți copii avem, deci ăștia aveți o evidență? Cam... Noi, în raion, de la instituțiile preșcolare, adică sunt la un început. Uh-huh. Acum s-o sondat ce grădiniță, ce copii, dacă au copii cu aceste nevoi. Avem asistentă psihopedagogică la direcția de învățământ care se ocupă cu întrebarea aceasta și care va să dea niște recomandări educatorilor cum de a lucra cu copiii aceștia și cu părinții acestor. Ca să nu fie lăsați... Și atât, dumneavoastră, ca specialist, în ce vedeți problema incluziunii acestor copii? Care sunt impedimentele? Care sunt soluțiile? În problema aceasta a copiilor cu cerințe educaționale speciale este o problemă atitudinea maturilor către acești copii. Nu a părinților copiilor, dar a celor părinților care vin la grădiniță. Sunt așa momente că nu vrea ca copilul lor să îmble cu copiii de acest fel. Eu aș vrea să spun că copiii sunt mai toleranți decât cei maturi. Asta e. Da, copiii sunt mai toleranți. Nu știu de ce, eu am avut chiar, am fost la Gradiști, eu am avut un copil de cu CES și vreau să vă spun că copiii foarte mult îl ajutau în toate cele. El, pe parcursul cât a umblat la grădiniță, a început a vorbi, copiii îl ajutau să încalțe, să îmbrace, adică poate în sată sunt mai toleranți și cei maturi, dar sunt momente diferite. Asta e realitatea. Este legat cumva această incluziune prematură în societate și de faptul că și în școală deja acești copii sunt cumva incluși în ciclul de instruire? Până acum era o modă că îi ducea la internat. Da, trebuie să fie o continuitate. Din tâi el trebuie să treacă prin instruirea de vârstă preșcolară, care să fie o bază pentru instruire în școală. Cu cât mai devreme să fie copil de cuces în instituții, în societate, cu atât mai ușor lui să fie să adapteze și la condițiile școlare. Așa e. Și acum, doamna Gonciarova, pe scurt, așa să ne spuneți și de partea materială, să spunem așa, relații copii, grădiniță, părinți, cât plătesc părinții pentru întreținere? Sunt niște taxe? De cine depinde? Și dacă e accesibil aceasta pentru părinți? Sau? Părinții plătesc numai pentru alimentația copiilor în grădiniță, care constituie, dacă luăm la noi la oraș, 105 lei pe lună. Lună. Da.
Asta nu e mult, deoarece normativul pentru alimentația unui copil preșcolar este 16,05 lei pe zi, în zi. Deci acoperă parțial. Da, acoperă parțial, deoarece o parte încă și bugetul. Dar părinții, iată, asta e a lor, 105. În sate sunt unde primăriile plătesc mai mult decât, adică părinții, în procentaj. Acoperă. Dar oricum nu este așa de scump. Copiii acum sunt alimentați bine, de 3 ori în instituții preșcolare, meniul este divers, este bogat, adică dacă vorbim așa în general, cu 100 de lei în familie pe lună, noi nu am putut să le alimentăm copilul. Dar mai sunt poate niște probleme că nu putem intra în normativul acesta, că prețurile cresc, nevoile sunt poate mai mari. Ce faceți cu achiziții publice? Prin cu achizițiile, probleme sunt cu achizițiile publice, deoarece întotdeauna câștigă acela la care marfa e ieftină. Da? Directoarele noastre spun că ceea ce e ieftină întotdeauna este calitativă. Asta e, da. Trebuie ceva schimbat chiar în, să spunem... Probabil că trebuie schimbat o modalitate, o regulamentul de achiziții publice, adică să atragem atenție mai mult la calitatea alimentelor care sunt prestate de unele. Au fost cazuri de intoxicație prin grădiniță? Au fost cazuri de alarmă până acum? Nu. Slava Domnului, nu. Neoferit. Da, da, da. Și s-o cădiți dumneavoastră că asta este și meritul bucătarilor, dar și meritul asistentelor medicale din cadrul grădinițelor? În ceea ce privință meritul bucătarului, da. Dar cu părere de rău, în privința la asistentă medicală, noi, majoritatea grădiniților, nu au asistente medicale. Deoarece de 0 întreg și 25. A patra parte din... Da, din salariu, pentru ca să vii toată ziua... Trebuie două ore să vină sau cât să vină? Da, dar sora medicală, asistenta medicală trebuie să fie toată ziua în grădiniță. Da. Că, mă rog, viața e viață, dar cu așa salariu nu dorește nimeni să vii. Și aveți lipsă de aceste cadre? Avem lipsă, adică poate ele și s-au găsit dacă ar fi o leacă salariu mai mare. Cam cât e 0,25 pentru un medic? La vreo 300 de lei. Pentru 300 de lei ea trebuie să aibă răspundere mare, să vină la grădiniță, mare, zi la zi, chestie de meniuri, chestie de starea igienico-sanitară a copiilor, de starea grupilor, a lucrătorilor, a teritoriului, este mult de lucru, da, pentru așa salariu. Bine, și spuneați dumneavoastră despre niște cuvinte noi care au apărut, mentorat, să spunem, echipe mobile, comunitare. E ceva nou pentru educația preșcolară? Da, este nou acum mentoratul la noi. Ce prezintă? Mentorul. De la cuvântul mentor, asta e ca un fel de a educa, a ajuta. A ajuta, așa e? A ajuta. E o persoană, noi avem în raion trei mentori. Ele și educatorii și ca formatori și ca mentor merg, care au dus toate formările este în teritoriu, cu toți educatorii. Acum, care este menirea lor? Adică de a merge în teritoriu, a ajuta educatorii în problemele care le întâmpină educatorii în cadrul activităților, lucrului, să le dea o mână de ajutor. Nu cu controlul, nu cu, dar cu ajutor. Da. Și aceste echipe comunitare? Echipele comunitare, noi de-abia începem a lucra cu dânsile, adică vara au fost organizate niște formări în care constat din educator, asistent social și asistent medical din teritoriu și iată, săptămâna trecută au început monitorizarea acestor echipe comunitare. Asta se referă mai mult la lucru cu părinții. Cum lucrează comunitatea, adică în strânsă legătură educator, asistent social, asistent medical, cu părintele, chiar cu simpli părinți din instituții preșcolare, dar și cu copiii care au cerințe educaționale speciale. Tot în ajutorul lor. Să spunem așa, o trecere în revistă a muncii educatorilor urmărim atunci când este... sunt niște măsuri înainte de anul nou sau 8 martie sau alte sărbători, atunci iese la rampă, pe scenă, tot talentul, poate eu știu, artistic.
sentia bucuroasă că ați venit la noi, l-am venit. Cum eu chiar l-am odorit, astăzi să vă întâlnim cu pâine și sare. Shut up!
Nimic, nimic nu e mai mare, nimic nu e mai sfânt ca dragostea din țară în care întâi a rostit cuvânt. Nimic nu e mai scump pe lume ca baștina, ca plaiul drag, ca mama care ți-a dat nume și dulce ți-a cântat în prag. Ce fel de măsuri sau metode sunt pentru a scoate din anonimat talentul copiilor, pentru a-i scoate în scenă, pentru a le da încrederea că ei au posibilități? Educatorii la noi lucrează foarte mult. Într-adevăr, ele trebuie să fie singuri, trebuie să fie multilateral dezvoltat. Copilul vine la grădiniță de la mamă. Ca o foaie albă, aproape. Ca o foaie albă, da. Și începem a lucra cu el, începem a-l plămădi. Modela. E clar lucru că singurul educator nu va reuși plămădeala aceasta reușită fără ajutorul chiar și acestor părinți, a copiilor, chiar a lucrătorilor din instituție. Acum se organizează diverse activități cu copiii acestea. Avem așa o modalitate de a da posibilitatea copiilor să-și aleagă cu ce vrea el să ocupe astăzi la grădiniță. Da, și îi permitem, îl ajutăm, îl îndrumăm să ocupe cu ceea ce dorește, dar să luăm de ceea cu ce el se ocupe tot ce este bun pentru dânsul și pentru colegii săi. Atragem atenția mai mult. Acum nu suntem instruiți, copiii nu se instruiesc ca la școală, în bancă, noi lucrăm în centre unde dăm posibilitatea copiilor să-și exercite cunoștințele sale în practică. Dacă le dăm partea de bază teoria, apoi trec în centrele sale de activitate și lucrează acolo în practică. Ori modelează ceva, ori desenează ceva, ori citesc, ori povestesc unul la altul. Și se primesc că toți lucrează în colectiv și ei lucrează în grup și fac un schimb de experiențe de cunoștințele lor. Fiecare cum au acumulat cunoștințele, ei fac un schimb de experiență, să ajută unul pe altul. Și ajung la ceva nou, bun, interesant. Și dacă unii copii cunosc mai multe, vin mai răsăriți, spunem așa, cum un popor, alții mai puțin, cum îi ajustați? Acum se spune că copiii au ritmul lor de dezvoltare. Dacă copilul, de exemplu, nimerește într-un mediu unde este susținut, unde este atras, unde este colectivul bun, format, educatorul, atunci se pornește și el după cei din care sunt merg înainte. Și el le ajunge din urmă, câteodată și le întrece. Până la sfârșitul perioadei acestei de instituționalizare în grădiniță, el de acum poate să întreagă pe cei care au fost înainte. Dacă aceia s-o cot că da, cunosc, da, se lasă. Da, și se mai relaxează. Dar el... Și să ne spuneți, ați spus că fără părinți nu este un rezultat scontat, așteptat în educația copilului. Iată părerea dumneavoastră, în ce constă această contribuție a familiei și în educația preșcolară? Să spunem, de multe ori ținem minte, l-am dat la grădiniță, putem să se ocupe felul om, da. Și mai întrebam, și ați mâncat astăzi la grădiniță sau ce v-a mai spus? Și nu mai așteptam să ne spună ce a mai spus și atât. Dar dumneavoastră cumva nu că însărcinați, dar vorbiți și cu părinții, ei trebuie să ocupe ceva acasă, să nu se controleze note, că acum note nu se pot, îmi pare, nici la școală la început. Dar cel puțin să comunice, să vadă că au interes față de copiii lor și față de grădiniță. Da, educatorul lucrează și cu părinții. Deoarece fără părinții nu este continuitate în lucrul cel care depune educatorul la grădiniță și ceea ce poate el face și acasă. Desfășurăm diverse adunări pentru părinți, le dăm consultații părinților care vedem, poate au necesar de ajutorul nostru. Dar și cum am fost la un seminar și mi s-a spus că copilul până la 3 ani trebuie să fie cu mama.
să-l cuprindă mama, ca el să simte că este apărat de ceva, de tot ce este împrejur, el să fie în siguranță în brațele mamei. Să recunoască pe mama, da. Odată dacă sunt plecați ca părinții apoi peste rotare, el să fie mai convins în sine, după să știe că el este apărat. Și atunci el o să fie mai sigur în toate ceea ce face. Apropo, vreau să vă întreb, vorbim de părinți, dar e cazul câteodată vorbim și despre bunei. Fiindcă mulți, chiar am văzut la adunări părintești, din bunicile, sunt bunicile, bunei, da. Fiindcă părinții sunt plecați peste hotare. Care e situația la Cimișlie, să spunem așa? La Cimișlie tot e situația ca în toată Republica. Părinții sunt plecați din țară și rămân copiii cu bunei, ori cu tutelile, ori cu rudele, dar cum pot să vă spun, ce pot să vă spun, că responsabilitatea acestora nu este mai mică decât a părinților. Știu că unele bunici își retrăiesc ce a spui mama dacă n-a să fie copilul instruit, ori dacă n-a să-i atragă atenție, adică responsabilitatea este mare, dar ei o au și, grijă de dânșii. Și dacă să luăm așa în procente, cam, sau eu știu cam câți copii sunt cu părinții plecați, un părinte psihotare sau ambii, așa, n-ați? Noi așa statistică am făcut 2 ani în urmă, da, adică tot la 40% erau copii fără oricum părinții, ori amândoi plecați, ori numai unul este de față. Asta e realitatea. Este o problemă. Este o problemă, da. Că așa câteodată se pierde momentul cel care trebuie să fie alături de copil. Da, nimic, nici banii care vin de acolo, da, nu recuperează ceea ce lipsa părinților, da. Bine, și acum dacă să facem așa o trecere în revistă, care grădinițe sau care colective sunt mai avansate în activitatea lor și care au mai multe probleme. Iar dumneavoastră faceți așa un fel de analiză, balanță între grădinițe. Care grădinițe au mai multe succese sau mai... Toate cadrele didactice lucrează. Eu înțeleg că vreți să-i laudați pe toți, dar toți vor să laud. A fost recent ziua învățătorului, a fost ziua pedagogului și i-ați menționat și pe educatori. Munca educatorului e foarte enormă. Cum a să-i gătească educatorul de școală, așa va fi copilul și la școală. Formarea colectivului, cunoștințele, și cu părinții trebuie să lucrezi, cu dânșii ești zi la zi, trebuie să fii atent cu dânșii. Și eu s-o pot că toate instituțiile preșcolare lucrează la nivelul corespunzător. Dar iată, spuneți-ne, vă rog, acum este codul învățământului. Da. Acolo despre preșcolare, despre instituții este ceva? Și dacă este, știu că a fost o problemă când se vorbea, majorau salariul, de exemplu, la învățători, educatorii nu îi majorau, adică erau, parcă erau într-o sistemă, dar parcă erau divizați. Da, acum ne-au nivelat cu învățătorii. Avem același salariu ca și învățătorii. Asta ne bucură mult. Unica, adică încă mai rămas, 35 de ore lucrătoare pe săptămână, dar eu am înțeles că de acum la școală să le mărească tot, nu 18, nu 20, dar să fie tot 35. În loc să vă micșoreze dumneavoastră, vă mărească și lor, da? Așa este specificul lucrului educatorului. El trebuie să fie toată ziua cu copilul. Nu putem să dispersăm. Mare normativă. Ne bucurăm mult că într-adevăr ne-au ridicat salariile. În rând suntem de acum în rând cu învățători. Dar de lucrat, toți avem. Toți pedagogii au de lucru. Iată proiectul, parteneriatul global, să spunem, e pe sfârșit sau s-a încheiat? Adică puteți să faceți o totalizare, cu atât mai mult că spuneți că vreți să faceți niște concluzii. Da, noi sperăm ca să fie o continuitate. Sperăm. Adică noi am propus acum că nu a fost s-a desfășurat toate formările este cu educatorii, cu mentoratul, adică noi s-au făcut formările, dar vrem să vedem și rezultatul și adică să fie o continuitate, poate mai se iscă încă un proiect, că din proiectul ăsta care a fost început Educație pentru Toți, inițiative de acțiuni rapide, iată a apărut și Parteneriatul Global pentru Educație. Și sperăm că ceva mai fie în continuitate.
În ajutorul educatorului e foarte util tot ce s-a făcut până acum prin cadrul proiectelor acestea. Deci Ministerul Educației, spuneți dumneavoastră că în ultimul timp atrage multă atenție. Da, multă atenție la educație preșcolară. Suntem în atenție mare. Lucrăm și cu educatorii, și cu părinții, și cu centrele comunitare. Și este mult de lucru, dar așa sunt cerințele de azi. Da. Vă mulțumim, doamna Svetlana Gonciarova, pentru aceste informații, pentru acest dialog. Sper eu să continue aceste proiecte în domeniul educației. Aș vrea ca pe sfârșit de emisiune să aveți o adresare, să spunem, mai mult către părinți și bunei, că copiii poate mai puțin ascultă, dar puteți și către dumnealor să aveți o adresare, către educatori. Deci ce vă așteptați și ce vă doriți de la părinți, de la copii, de la educatori? De la, dacă luăm pe toți aparte... Da, fiecare așa, să spunem. De la copii ce așteptați? De la copii aștept că să fie cu minți și ascultători. Copii cu minți cam deștept. Puțin sunt, că copii cu minte nu prea este, dar am de că sunt zburdanici, dar câteodată spuneți dumneavoastră că nu copilul... i-aș în bancă, îi lăsați da, să... Da, copilul trebuie să miște, că asta este modul lui de a afla ceva nou. El nu face așa de locului, da, și să fie educat. Da. Manierele de educație să le aibă. Cei 7 ani de acasă, da? Cum da, da, 7 ani de acasă trebuie la toți. Ce îți doresc la copii? Că să continue crearea condițiilor pentru educația lui mai bună, mai calitative, mai diverse, să aibă mai multe posibilități pentru a se educa, a fi educat și a se educa și ei înșiși. Să da. Fie... Pentru părinți și educatori, toleranță unul față de altul și față de copii. Și să fie o conlucrare între părinți, educatori, comunitatea și între noi toți în viitorul. Vă mulțumim. Copilul este viitorul nostru și noi nu avem... Vă mulțumim frumos! Stimați telespectatori, am ajuns la finele emisiunii Ora Locală, o emisiune de dezbateri publice la tema educației și anume ajută-i pe copii să crească oameni mari în raionul Cimișlia. Deci ajută acest copil să devină om cu literă mare. Înțelegem că baza educației se pune de la început, de acasă, din primii ani. Și cineva spunea că doctore sau domnule profesor, nu e târziu să educ copilul, dar câți ani are? Are 7 ani. Spunea că e târziu, el se educă și când are 1 an deja e târziu, că și până la 1 an se educă. Noi nu înțelegem lucrul acesta, dar este. Așa că de această educație pusă la începutul vieții, educația mai ales din grădiniță și de acasă, depinde mult formarea copilului propriu zis. Și acest proiect, Parteneriat Global pentru Educație, la fel vine în sprijinul educatorilor. Ne bucură faptul că mai mult atenție se atrage din partea statului, a Ministerului Educației, anume acestui sector, educația preșcolară, instituțiile preșcolare. Și am vrea ca această muncă să se valorifice și să dea fructele, rezultatul deja în primii ani de școală. Să fie copiii noștri educați, deștepți, să dea bacul 80%, nu 40%, și să avem o generație care crește și ar putea această Republică, Republica Moldova, să o conducă, să fie cetățeni demni de țara dumnealor. Iar dumneavoastră, educatorilor, vă aduce mulțumiri pentru munca depusă, deși doar la ziua pedagogului, vă mulțumim și vă dăm diplome, dar vrem să vă aducem încă o dată mulțumiri pe această cale și pentru implicarea tuturor educatorilor din raionul Cimișlia în acest proiect, Parteneriat Global pentru Educație. Sperăm la noi proiecte pe acest domeniu în raionul Cimișlia și dumneavoastră vă doresc succese în viitor. Mulțumim! Mulțumim toate cele bune, pe curând ne întâlnim la noi emisiuni în cadrul televiziunii Media TV Cimișlia și Radio Media Cimișlia. Vrem să vă spunem că
suntem predispuși de a pune în discuție anume temele educației, educației preșcolare, educației în școală și educației în general a cetățenilor în Republica Moldova. Eu, prezentatorul emisiunii, Andrei Bargan, vă spun toate cele bune. Vă amintesc, a fost Svetlana Gonciarova, specialist la Direcția Învățământ Cimișlia, responsabilă pentru educația timpurie. Toate cele bune, la revedere! La revedere!